Rog pe părintele Lucian Dâncă să-l prezinte dumneavoastră publicului pe Meister Eckhart și să ne vorbiți despre opera și importanța ei în lumea creștină, inclusiv cea contemporană. Da, vă mulțumesc și sunt de dreptul onorat să particip la acest frumos și fericit eveniment, mai ales prezentând aceste două lucrări de mistică occidentală. Câteva lucruri despre Meister Eckhart, care este mai puțin cunoscut în spațiul oriental. Așadar, pe numele lui adevărat, Johannes Eckhart, a rămas în istoria creștinismului occidental cu apelativul Meister Eckhart și ca fiind unul dintre cei mai renumiți teologi și filozofi ai secolului al XIII-lea, început de secolul XIV, deoarece a trăit între anii 1260 și 1328. În 1275 intră în Ordinul Dominicanilor, pentru cei care știți, vă reamintesc, în secolul XIII a însemnat o reînnoire a Bisericii Occidentale prin fondarea a două mari ordine, Ordinul Sfântului Francisc, Franciscanii, cu un aspect mai mult aplicat spre evaluarea evanghelică a sărăciei și Ordinul Dominicanilor, mai mult aplicat spre predicați, mai mult și Ordinul Predicatorilor al Predicării Cuvântului. Ei bine, Eckhart intră în acest Ordin al Dominicanilor. Ordinul Dominicanilor a dat lumii occidentale cel mai mare teolog din Evul Mediu, nu? După cum știți, Toma de Aquino. Ei bine, studiază la Paris, apoi la Köln și în cele din urmă se face cunoscut ca autor de teologie comentând sentințele lui Petru Lombardul. Aceste sentințe erau un fel de manual de teologie occidentală, iar el, prin explicațiile lui, a pus această lucrare un pic dificilă din punct de vedere teologic și filozofic, a pus-o la îndemâna studenților care intrau în teologie. Urcă în ierarhia, să spunem așa, Ordinului Dominicanilor, și primește responsabilitatea să se ocupe de formarea tinerilor dominicani și cu această ocazie, primind de la ei diferite întrebări pe teme de teologie și de spiritualitate, se naște lucrarea care o găsim publicată în această carte, și anume Îndrumări spirituale sau Învățături spirituale, lucrare în care Meister Eckhart vine și aduce, să spunem așa, răspunsuri practice, dar și răspunsuri teologice la anumite frământări ale tinerilor care doreau să îmbrățișeze viața călugărească în Ordinul Dominican. Apoi predă, bineînțeles, la Paris între 1302 și 1303, perioada de ce numesc acest episod? Pentru că în această perioadă intră pentru prima dată în conflict cu franciscanul Gonzalve de Spania, cu privire la existența a două facultăți ale sufletului, despre care vorbesc de lung scolasticii, și anume intelectul și voința. Ar fi fost interesant aici o întreagă dezbatere pe acest aspect, dar nici timpul și nici momentul nu este prielnic. Trec mai departe, în 1303 devine provincial al dominicanilor, este o funcție de administrație, dar și de formare a tinerilor care intră în acest tip de viață și predă în aceeași perioadă, predă la Paris între 1311 și 1313, ocazie cu care scrie lucrarea sa cea mai importantă și care va atrage și cele mai mari ponoase din partea occidentalilor, și anume Suma Teologică. În această Sumă Teologică, episcopul de Köln de atunci așa, descoperă cel puțin 27-28 de propoziții, de teze neortodoxe, pe care le supune papii Ioan al XXII-lea. Papalitatea pe atunci, după cum știți, se afla în exil la Avignon. Papa primește această listă cu aceste propoziții puse pe seama lui Meister Eckhart și se gândește să redacteze o bulă pe care o găsiți în finalul acestei cărți în anexă, intitulată In Agro Domini, adică, nu știu, în grădina sau pe câmpul Domnului,
în care Papa enumerează cele 28 de teze care sunt condamnabile la, în opera lui Maestricar. Maestricar se supără pe treaba asta și ia inițiativa să meargă el însuși la Avignon să se justifice în fața Papei și se pare chiar că a avut foarte mult succes acolo, pentru că Papa, din cele 28 de teze condamnabile, a stabilit că 17 sunt, să spunem așa, scoase din contextul lor și că cei care le-au formulat nu le-au formulat pe bună dreptate, pe când celelalte 11 sunt teze neînțelese de cei care vor să-l condamne. Așa se face că Maestricar, ajungând la Avignon, probabil, spun unii, că acolo și-ar fi sfârșit și zilele, cu câteva luni înainte de publicarea acestei bule a Papei Ioan al 22-lea, deci in Anglo Domini. Așa că majoritatea specialiștilor poziționează moartea lui undeva la sfârșitul anului 1328. În 1992, asta este un aspect foarte interesant, Capitolul General al Duminicanilor au cerut reabilitarea lui Maestricar. Și pe atunci, maestru general sau superior general al ordinului era Timothy Radcliffe, care a primit un răspuns direct de la Vatican zicând: nu avem ce să repunem în ortodoxie, pentru că, de fapt, Maestricar nu a fost niciodată condamnat. Și cu această ocazie am înțeles chiar că dominicanii au început un proces de beatificare și apoi de canonizare a lui Maestricar. Asta câteva lucruri în ce privește pe acest mare teolog. Acum, ideea centrală în învățătura mistică a lui Maestricar ar fi aceea a unei invitații la detașare de tot ceea ce nu este Dumnezeu. O expresie pe care o întâlnim foarte des în scrierile lui. Pentru el, unirea cu Dumnezeu, și acesta este scopul misticului în tradiția occidentală, unirea cu Dumnezeu, cu Divinul, necesită abandonul oricărei posesii. Iar această idee este în consonanță cu ideea patristică a comuniunii trinitare despre care s-a vorbit deja, în sensul că Sfânta Treime coboară în străfundul sufletului pentru a-l reface mereu după chipul și imaginea lui Dumnezeu. Astfel, omul dobândește ceea ce tradiția patristică ne-a lăsat ca teologie, îndumnezeirea. Misticul are ca program de viață în gândirea lui Maestricar această îndumnezeire. Nașterea lui Dumnezeu în suflet devine centrul vieții creștine pentru Maestricar și este acest rod al îndumnezeirii. Exemplul pe care îl propune această mistică a lui Maestricar este exemplul Sfintei Fecioare Maria, care mai întâi, spune el, l-a zămislit pe Fiul în inima sa. Cum se vor petrece toate acestea, deoarece eu nu cunosc bărbat. Iar apoi l-a zămislit în trupul ei, pentru ca în cele din urmă să-l ofere lumii. Bine, drumul misticului, în opinia lui Maestricar, este exact același. Să zămislească cuvântul Domnului în inima sa, apoi să-l facă să coboare în rărunchii săi, în trăirea sa, să devină, să facă parte din acea stare, ca apoi să-l predice lumii. Nu mai decât prin cuvânt, cât mai ales prin fapte. Dar detașarea despre care vorbește Maestricar este exprimată în opera lui sub două registre. În primul rând, se referă la o separație, la o sărăcie voluntară, accentul fiind pus, bineînțeles, pe bogăția spirituală, deoarece bogățiile, deseori bogățiile materiale, împiedică sufletul omului spre această înălțare. Și în al doilea rând, Maestricar se referă la renunțarea tot ceea ce ne face indisponibil la lucrarea Harului lui Dumnezeu în noi. Adică acceptarea darului îndumnezeirii, adică umplerea golurilor din noi. Ce se întâmplă cu noi atunci când se iscă goluri în noi? Avem golul foamei în noi, mâncăm. Avem golul oboselii, ne odihnim. Avem golul de a cumpăra ceva, mergem și cumpărăm acel ceva. Bine, mistica lui Maestricar se cere a umple aceste goluri cu Dumnezeu. Și atunci se naște această idee pe care o va promova Sfânta Tereza de Avila, Dios solo basta. Dumnezeu singur este suficient atunci când tu ai aceste goluri umplute cu Dumnezeu, celelalte vin de la sine. Deci, ideea lui Maestricar este aceea
a reintegrării identității metafizice cu Dumnezeu, rămânând în lume. Misticul must nu este extras lumii. Experiența mistică este văzută ca o revenire la divinitate manifestată în Hristos, care sălășluiește deja în inima omului credincios, adică în inima omului îndumnezeit. Mulțumim foarte mult Părintelui Lucian Tâncă.